Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutura, a anunțat în a doua parte a lunii mai că a fost stabilit traseul final al autostrăzii A7 pe teritoriul județului Suceava. Imediat au apărut comentarii ironice care dădeau în aceeași fundătura a mesajului. Autostrada nu va ajunge la Siret. La Bucovina TV, în emisiunea Raportul de Seară, șeful administrației județene Sucevene a precizat că nu pleacă urechea la părerile unor oameni odihniți lansate la șezătorile lor nelucrative. Președintele Futur a arătat cu degetul spre PSD, subliniind că se vorbește de autostrada 7 până la Pașcani, deoarece studiile de fezabilitate au fost realizate de guvernarea social-democrată doar până la acest municipiu din județul Iași. Șeful administrației județene Sucevene a mai atras atenția că Uniunea Europeană vrea autostradă în Moldova și a acordat un punctaj mai mare autostrăzii A7. Mă încăpăținez pe proiectele mari, de exemplu, Autostrada 7 și chiar ieri am avut discuții, ultimele hârtii de la primar ca să știe traseul exact pe unde trece viitoarea autostradă până la Siret. Bun, apar tot felul de discuții, foarte domnule președinte. Cum, foarte important. Cum răspundeți? Nu mai am timp să răspund. Ah. Astea sunt niște șezători. Ne dăm cu presupusul. Deocamdată eu v-am adus aici firme, au câștigat licitație. Ultima ședință a fost cu premierul de față la gura humorului, în care s-a stabilit, s-a prezentat traseul final de la Pașcani Dolhasca, zona Liteni. Aici traseul vine undeva între uh, Suceava și Salcea și aeroport, da. merge spre zona Ițcaniului, ține și loc de centură și apoi spre Dărmănești, da. uh, Milișăuț, Siret. Ăsta e traseul autostrăzii A7. Deci restul discuțiilor sunt șezătoare. Sunt cu tot respectul, dar bun, până la urmă nici nu trebuie să ne supărăm. Unii spun: "Da, am auzit că nu se face, că, că se, nu, face. se face." Eu l-am invitat se pe face... premier, l-am rugat când face exproprierea pentru că să-l facă la regim de autostradă. Da. Uh, trebuie să spun așa. De la Ploiești la Pașcani. PSD-ul a dat drumul la studii de fezabilitate. Pașcani Siret nu mai dat drumul. Deci noi am reluat anul trecut procedurile da. pe ruta asta. Suntem cu un an jumate în urma celorlalte trasei. Logic. Din cauza lui CUC și a celor din PSD, ca să nu uitați da. lucrurile astea. Eu am văzut acum toți își dau cu părerea. S-a reluat acum și recuperăm. Dar nu am avut documentele, studiile de fezabilitate la depunerea PNR-ului pe acest traseu și atunci premierul Câțul le-a cerut. Ei prindem din ceilalți bani europeni, că sunt 30 de miliarde de euro. Planul Național de Reziliență și mai sunt 50 până la 80 de miliarde, mai sunt 50 de miliarde de euro pentru România pe alte tipuri de programe. Deci și nu a fost nicio enigmă, nicio... Nu, uh, nu este uh, ceva normal. Toată problema asta, căi până la Pașcani, da, trebuie să mulțumim în ghilimele PSD-ului că au avut uh -huh. grijă să nu vină și spre Suceava, dar i-am cerut premierului și el acolo public a cerut celor proiectanților expropriați la regim de autostradă, veniți cu documentația, cu indicatorii în guvern să vii aprob și dăm drum la, la, la finanțare europeană. Nu e nicio problemă, da. dar durează, că nu, nu se bate din palme. Însă, atât de important e pentru mine asta. Uitați-vă și aeroportul îl dezvoltăm, tot având în vedere că mă înțep în autostradă. Da. Da, da. Eu văd deja investitorii care încep să ne caute. Dom'le, văd că se conturează autostrada către voi. Pentru că, până la urmă, Uniunea Europeană le-a spus clar. Trebuie să ajungeți în zona Moldovei. Este zona de unde pleacă oamenii tineri. E zona cu cel mai mic pip pe cap de locuitor. Da. Și atunci da. și Uniunea Europeană ne-a dat un punctaj mai mare autostrăzii șapte. Da. Când da. mi-am pus eu pe mască la Siret a 7 și au râs unii, atunci am pus bazele. Poate să se laude oricine. Că acum mai durează un pic, mai își dă cu părerea, dar mergem înainte. Multă lume nu au crezut nici în centura asta, nici în Arădăuțule.